N-ai cum să încep studiul din Apocalipsa fără să auzi trâmbițele. Nu, nu știu că a cui a fost ideea în seara asta. În Apocalipsa 8 zice că erau șapte trâmbițe, noi în seara asta am avut două. Așa ca să ne introduc în, în cartea Apocalipsa și m-am bucurat, nu știu a cui a fost ideea, băieți, oricum mulțumesc, ne-au uns la inimă. Și putem începe în seara aceasta să citim Apocalipsa pentru că deja suntem introduși în introducerea Cărții Apocalipsa. Haideți să ne ridicăm pe picioare și vreau să deschidem cuvântul Domnului la capitolul 1 din Cartea Apocalipsa și o să citim tot capitolul, pentru că, așa, așa, noi o să vedem imediat, nu ni la îndemână să citim Cartea Apocalipsa și de aia o să citim măcar tot capitolul 1. Pagina în Biblie 1205. Apocalipsa, capitolul 1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut, ferice de cine citește, și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzez lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce rea și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel la tot puternic. Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în Ostrovul care se cheamă Patmos din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea. M-am întors să văd glasul care vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să vină fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În seara aceasta începem să ne apropiem de una dintre cele mai uh, grele cărți sau unii se apropie de Apocalipsa cu mare spaimă. V-ați gândit vreodată de ce și eu din copilărie, nu știu, e cineva aici care are o plăcere, cartea lui preferată să fie Apocalipsa? Mâna sus. Uite, nu, uite, unul, doi, dar nu vă întreb când ați citit ultima oară în ea, Că la mulți le tare drag Apocalipsa, dar nu o citești. Știi, e fain Apocalipsa, dar nu, nu ori citit-o, da? Deci, două persoane au ridicat mâna. Știi ce ar vrea la finalul seriei astea? Și la finalul studiului de cele șapte biserici. Știi ce ar vrea? Să ne îndrăgostim de carte Apocalipsa. Aș vrea, la final, o să vedeți cât de frumoasă e Cartea Apocalipsa. Mie unul mi-a mișcat inima și aș vrea când plecăm din locul acesta, la final. Să spui, vreau să citesc Cartea Apocalipsa. Știți, când citeam în Apocalipsa, timeia noastră îi pe uneva, când era mai mică, sper să nu se supere pe mine, când citeam în Apocalipsa, aș băga degetele în ureche. Și ne întreba, ați gătat? N-am gătat. să ia degetele, mai deschidea un pic și uh, să vadă când gătăm cu carte, din Cartea Apocalipsa. Știți că mulți am fost și unii sunteți așa, cu degete, nu, orice, citesc oricât, unii ori și renunțat să mai gate Biblia, de ce? Că le-a fost frică că ajung la Cartea Apocalipsa. De ce-i teama asta de Cartea Apocalipsa? De ce? De ce-i frica aceasta? Când citești, te ia, hai că primul capitol merge, de n-am vrut să -o citim mai departe ca să nu și capitolul 2 și 3, dar de la 4 deja, deja încep să... De ce? De ce-i teama aceasta pentru Cartea Apocalipsa? Știți de ce? Inima ta, simte că e în tabăra pierzătoare. Când ești în tabăra pierzătoare, ți frică de cartea Apocalipsa. Când citești cartea Apocalipsa și știi că nu ești în regulă cu Dumnezeu, ți frică. Când auzi tunete, fulgere, calul galben, moartea, calul roșu, citești, zici nu. De ce? Inima ta simte că e în echipa pierzătoare. Vă spun, când ești de partea lui Dumnezeu și inima ta e legată de Dumnezeu, nu ți frică să citești cartea Apocalipsa. Vă dau un exemplu. Am un prieten, mulți îl cunosc, eu, a fost boxor, Vasile Tofan, îi dublu cât mine, știi? Și eu, niciodată nu mi-a fost frică de el. Știi de ce? că e pocăită. Și atunci suntem, de fiecare dată, deși când mă cuprinde, mă cuprinde până la cot, când mă ia de umăr așa, își pune mâna peste mine. De fiecare dată când mă întâlnesc cu el, nu am nicio teamă, din pricina prieteniei care eu am, care eu am cu el. Și atunci orice istoric are în spate, mie nu mi-e frică de el, pentru că suntem, în aceeași, suntem în prietenie unul cu celălalt. Știi cum aș vrea să încep să citești cartea Apocalipsa? Știi cum? Lângă Ioan, să te pui lângă Apostolul Ioan. Că dacă citești așa ca la televizor, stai să vezi ce ți afișează, ce imagini se afișează, o să-ți fie frică. Dacă te pui lângă omul lui Dumnezeu, tu Omul lui Dumnezeu, tu o tânără credincioasă, înaintea lui Dumnezeu, știi că uh, o să vezi și o să simți că această carte, cartea Apocalipsa, E ceva ce îți împlinește inima. De ce în, în jurul cărții Apocalipsa au fost atâtea mituri? Să știți că sunt foarte multe mituri. De exemplu, uitați, primul mit e titlu. Titlu pus de oameni. Apocalipsa lui Ioan. Dar Apocalipsa nu, nu e a lui Ioan. Pentru că în primul verset deja zice: Descoperirea lui Isus Hristos. Și nu a zis direct: Apocalipsa lui Ioan. Dar nu e Apocalipsa lui Ioan. Ei, descoperirea lui Isus Hristos. Sunt unii care au, des, au descris cartea Apocalipsa ca o carte închisă. Domne, e ceva foarte greu. Îi taină, îți multe taine acolo. Dar știți cum începe primul verset? Spune așa: Descoperirea, primul cuvânt îi descoperire. Păi dacă e descoperire, e închis sau deschis, ziceți voi. Nu, mai sunt unii care au la magazin, scriu open, da, și tragi de ușă și blocată. Dar Biblia nu e ca la magazin să scrie una și să fie alta. Păi dacă scrie aici descoperirea, înseamnă că sunt lucruri care Dumnezeu ni le arată, lucruri care Dumnezeu ni le descoperă, lucruri care trebuie să le citim, să le accesăm, să avem acces la ele. Nu, și noi de multe ori, uh, pocăiții, suntem ca o doamnă în vârstă, ce am întrebat-o mai câțiva ani în urmă, zic, aveți Biblia acasă? Zice, da, am, zic, ați citit vreodată în ea? Nu, niciodată. Zice, n-am citit niciodată. Păi zic, de ce? Zice, mi au zis preotul că Biblia, cartea asta, e o carte sfântă. și au zis, să nu punem mâna pe ea să o citim, că asta nu înțelege toată lumea. Și-am zis, Doamne, jumate au avut dreptate că e o carte sfântă, dar jumatea aia alta nu au mai avut dreptate. Pentru că această carte sfântă îi pentru dumneatale, e pentru noi, pentru fiecare. Păi dacă scrie descoperirea lui Isus Hristos, dacă tu te-ai botezat în numele Domnului Isus Hristos, dacă sângele lui Isus Hristos te-a mântuit, te-a spălat, te-a iertat de păcate, păi nu vrei să vezi și ce are de spus pe viito, pentru viitorul tău? Știți, cartea aceasta, mulți au, au făcut o, un mit în jurul ei. Știți că e singura carte despre care spune când citești în ea, ești fericit? Știți că provoacă fericire? Ești tristă? Citești Apocalipsa. Știi că o să te bucuri. Auzi ce zice versetul 3? Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzezi lucrurile scrise în ea. Ce scrie? Ferice de cine citește. Vrei să vii fericit? E singura carte care spune, o citești, Ești fericit, de fapt toată Biblia, îi singura carte, 66 de, de cărți, dacă citești în, în, în cărțile acestea din, din Biblie, toate te fac fericit. Dar expres pentru Apocalipsa scrie care puterea să te facă fericit. Pentru că omul totdeauna a fost înclinat spre viitor, a fost înclinat să vadă ce are să se întâmple. De aia sunt, sunt oamenii orientați spre horoscop De aia sunt oamenii uh, orientați spre partea olteniei Spre din astea oculte, da? De ce? Că vor să afle viitorul Păi dacă vrei să afli viitorul Știi unde e viitorul? Aci în carte Aci în carte Dar să știi, dacă ești de partea lui Dumnezeu Viitorul care îl arată uh, Dumnezeu în cartea aceasta Nu să-ți producă tristețe Și o să-ți producă bucurie Păi când primești, eu când... Uh, atunci au apărut telefoanele când vorbeam cu Dana. Erau ălea un cent pe minut sau nu mai știu cum era. Dacă, dacă avea el cartela cu un cent pe minut, te rupea la bani, știi? Și mai corespondai și prin uh, scrisori, știi? Păi când așteptai o scrisoare, știi cum? În... Erai mai ceva ca poștașul. Te uitai tu după el, nu se uita el după tine, știi? Așa și dacă îl iubești pe Dumnezeu. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, tu ești interesat de viitorul tău în relație cu Dumnezeu. Tu ai așteptat scrisoarea asta, tu ai așteptat să vezi ce vrea Dumnezeu să-ți spună. De ce e bine să citim Cartea Apocalipsa? Știți de ce? Pentru că descoperă lucrurile viitoare. Cui le descoperă? Bisericii, poporului lui Dumnezeu. Cartea aceasta e plină de descoperiri, ce se va întâmpla în viitor. Păi dacă ești cu viața asigurată, tu abia aștepți să vezi ce se întâmplă în viitor. Nu vedeți fizic. De ce tot ești pe Pro TV, pe nu mai știu, pe realitatea, pe mai știu eu ce. Deci ești interesat ce se întâmplă. Ești interesat acum când am plecat aproape să plec de acasă, îmi zice Dana, știi că a fost cu tremur în România. Nu o lasă, mă. de unde? O veni pe telefon. O venit pe telefon că a fost cu tremur și în România. Și suntem interesați, imediat am intrat și eu să văd unde au fost. Unde? De unde au plecat, nu? De ce? Suntem interesați de viitor. Dacă ești interesat de viitor, viitorul tău, ce se va întâmpla cu biserica lui Isus Hristos, ce se va, va, întâmpla cu copiii Domnului, găsești în cartea Apocalipsa. De ce să citim cartea Apocalipsa? 2. E plină de promisiuni. Nicio carte nu are mai multe promisiuni, cum are cartea Apocalipsa. Plină de promisiuni. Dar nu ca Ionică, Pretenu tău sau Vasilică sau nu știu care. Tot îți promite, la vară te iau. Dar nu zic la care vară, nu? Îți stă promite, îți stă, face promisiuni din astea. Cartea aceasta e plină de promisiuni din partea lui Dumnezeu. Nicio carte nu are atâtea uh, promisiuni cum are cartea Apocalipsa. De aia vreau să te stârnesc în seara asta, să cauți în cartea aceasta, să cauți promisiunile lui Dumnezeu, să-ți ancorezi viața ta de promisiunile lui Dumnezeu. Că de fapt asta, asta ne dă puterea să mergem înainte, promisiunile lui Dumnezeu. Și vă mai spun de, de ce să citim cartea Apocalipsa. 1. Pentru că descoperă lucrurile viitoare. 2. E plină de promisiuni. Și 3. E cartea, e cupola de sticlă care ne arată cerul lui Dumnezeu, care ne arată cei în, în cer nicio carte nu arată așa detailat imaginea din cer. Ce se va întâmpla când vom ajunge? Știți cum e? Să totdeauna când vii la biserică, știi cum îți poți aminti de cartea Apocalipsa? Acum jaluzelele astea sunt puse. Dar știți că aceea, tavanul dintr-o cupolă de sticlă, da? Nu așa să te gândești la cartea Apocalipsa. Cum e tavanul la Elim? Da? Și dacă vrei să vezi cum e cartea Apocalipsa și ești pe internet, n-ai fost niciodată la Elim. vino să vezi cu pola de sticlă, vara, când, e, când îți deschise jaluzele Așa face Dumnezeu cu cartea aceasta. Prin cartea aceasta ne lasă să privim în, în cer. Cum va fi, când vom, cu cine vom fi, cum se vor întâmpla lucrurile. De aceea, puneți inima în seara aceasta și leagă inima de cartea aceasta. Nu-ți fie frică, dacă ai viața în rânduială, ție nu-ți va fi frică de, de cartea aceasta, ci va fi o binecuvântare, îți va produce bucurie, îți va produce fericire. Eu sunt convins că prea puțin suntem care memorăm versete din cartea Apocalipsa, nu? Memorează din rut, da? Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, nu? Sau alte versete din proverbe, din cântarea cântărilor. Știi? Dar știți ce ar vrea? În inima ta să lase Dumnezeu drag de cartea aceasta, încât să începi să memorezi versete din, din cartea Apocalipsa. Uh, cartea aceasta a fost scrisă de Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii în insula Patmos. Uh, insula aceasta nu a fost o insulă foarte mare. Avea undeva la uh, 10 km lungime pe un km jumate aproximativ lățime. Nu a avut mare, așa să zici, domne, mergi undeva pe coasta de Azur. A fost o insulă stâncoasă în care acolo se erau băgați cei mai mari criminali. Și ajunge, fiți atenți, în insula asta ajunge apostolul iubirii, în cea mai seacă, uscată, pietroasă, cel mai rău loc, ajunge cel mai aproape de inima Domnului. Știți ce e ciudat? Auzi, să fie aproape de inima de Domnului și să te îngăduie Dumnezeu să ajungi în insula Padmos cu cei mai mari criminali, să fii într-un loc sterp, să fii într-un loc fără verdeață. Era locul, pentru, era locul, în care erau ținuți criminali. Și apostolul iubirii îi băgat în insula asta. Știi ce e ciudat? Că acolo, în locul acela, Ioan, apostolul Ioan nu începe să se văicărească. Și uitați-vă ce putere era în el, în insula Patmos. Acolo când ai zice, domne, nu mai e speranță. Acolo unde totul e piatră, nu mai e nimic roz, totul e sumbru. Ioan face ce spune Psalmul 84, de la versetul 5 la versetul 7, dacă vrei să afișezi, e un cuvânt extraordinar. Știi ce spune? Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac în ce? În văicăreli în amărăciune, cum e rău și eu amândoi, te iei de gât cu ăla care e rău și tu ești rău și îți mergi în, durerea ta mai departe. Zice, când străbat aceștia valea plângerii, nu când merg sus pe munte, Ioan era ca într-o valea plângerii, în insula Patmos, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Și versetul 7, dacă vrei să-l afișezi, ei merg din putere în putere. Păi cum domne, când ești închis, când ești acolo e, blocat, nu mai ai parte cu biserica, tu să spui că mergi din putere în putere? Uitați-vă în toată e, situația asta, știți de ce are parte Ioan acolo în insula Patmos? Are parte de cea mai caldă voce și de cea mai caldă mână din univers. Versetul 17 din uh, uh, capitolul 1 de unde am citit zice așa, când l-am văzut, la, uh, văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, el și-a pus mâna dreaptă peste mine, nu a trimis un înger. Zice, Domnul a venit și și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, în cele mai sumbre situații ale vieții tale, tânăr drag, îți spun, poți să simți mâna lui Dumnezeu, poți să auzi vocea lui Dumnezeu. Păi când Domitian l-a închis pe, pe Ioan, pe apostolul iubirii, l-a închis în insula Patmos, au vrut să, să, să stârpească Evanghelia. Și acolo când totul era sumbru, Dumnezeu ridică o flacără din toată durerea lui, din toate, el a fost închis la bătrânețe. Când ai zice, Doamne, nu mai am mult de trăit, zice Dumnezeu, nu, eu mai am de lucru cu tine. Cum? Aci în piatra asta, în locul ăsta sumbru, în locul ăsta unde, unde parcă nu se mai întâmplă nimic. Da, o zis Dumnezeu, când e mâna mea cu tine și când e vocea mea, când e glasul meu lângă tine, tu ai putere să nu te temi, ai putere să te ridici. Ești cumva într-o situație ca în insula Patmos? Simți că toate nu îți merg pe dos, că ești prins așa, nu mai știi ce să faci, ești prins ca într-o, ca piciorul lui Balam la zi, da? nu, mai știa, nu mai avea pe unde să meargă. Așteaptă-te dacă ești într-o situație delicată, dacă ești într-o situație din asta în care nu mai știi ce să faci, așteaptă-te ca Dumnezeu să se apropie de tine. Spune-i Domnului în seara asta, Doamne, apropie-te, eu ca Ioan, într-o situație de neieșit. Nu știu cu ce te confrunți, nu știu pe unde mergi și pe unde te-o Dumnezeu să ajungi. Nu știu cât s ar bloca situațiile în viața ta. Dar uite, la Ioan, situație blocată. Insula Patmos, criminali, bătăuși și ăsta bătrân în insulă. Zice, ce zice Dumnezeu? Eu sunt cu tine. Eu îți cu mâna mea peste tine, eu îți cu vocea mea peste tine și îți spun, nu te teme. Îți spun. Când ai vocea lui Dumnezeu lângă tine, când ai mâna lui Dumnezeu peste tine, se întâmplă ceva. Auzi ce spune Ioan. Asta îl mai citim de multe ori în, în, biserică. Versetul 10 vine și spune așa. În ziua Domnului eram în, în Duhul. Băi, frații mei, tineri dragi, păi Ioan poate să spună în Patmos, când totul era, v-am zis, la pământ, el se ridică și spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Dar ce mai a avut orchestra? Nu. Ai avut corul? ai avut grup de laude și închinare. Nu, am avut numai piatră, am avut numai uscăciune. Dar știți ce e interesant? Că Ioan nu se leagă de lucrurile exterioare. Nu se leagă să spună, oh, când mergeam eu la adunare, când mergeam eu la tineret, ce făceam eu, acum nu mai putem. De ce? Covid. Noi nu mai putem face nimic ne-a venit covid e gata, ne au luat toate ustensilele din mână. Noi n-am mai știut ce să facem când a venit covid da? Stăteam toți în casă, jaluzelele trase, toți ceai, nu, vitamina C, și așteptam la geam să vedem dacă trece cineva sau, sau, sau nu trece. Uitați-vă la apostolul iubirii. În Patmos, în insula asta a durerii, în insula asta a tristeții, el are putere să se ridice și zice așa, în ziua Domnului eram în Duhul. Știți că în Noul Testament este folosit de 13 ori sintagma asta, în, în Duhul. De 13 ori. De 6 de ori o folosește Apostolul uh, Pavel în Noul Testament și Ioan o folosește de 3 ori în Cartea Apocalipsa. Știi că poți fi în Duhul, indiferent de situațiile de lângă tine? Indiferent de, prin ce situație trec, uh, 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 noi putem să fim în Duhul lui Dumnezeu? Unii când sunt singuri, uitați-vă la Ioan, Ioan nu a zis, frate, eu singur trebuie să merg la mărturisire. Că de o lună singur și am păcătuit. Știți că omul e predispus să păcătuiască în singurătate? Cât putem spune, dar să nu ridicați mâna. Cât putem spune, am fost în singurătate și am fost în Duhul. Am fost în relație cu Dumnezeu. Nu m-au văzut tata, nu m-au văzut mama, nu m-au văzut nimeni, și eu am fost în Duhul. Dar să nu ridicați, nu mă gândiți-vă. Care stările când ești în singurătate? Ioan vine și spune, eram singur, dar am știut să fiu în Duhul. Dacă relația ta cu Dumnezeu se bazează numai cei la biserică, îți spun ceva, tu ai o mare problemă în relația cu Dumnezeu. Dacă slujești și închinarea ta înaintea lui Dumnezeu, te poți închina numai dacă sunt frații lângă tine, tu ai o mare problemă. Ioan se ridică și ne dovedește. Deci eram singur. Nici nu mai știam să iau o gamă, dar am putut să intru în prezența lui Dumnezeu. Una din cântările mele preferate, îi dumă, Doamne, în sfânta prezență. Nu, poate ăsta o fi compus -o în singurătate. O dorit prezența lui Dumnezeu în singurătate. Știi ce aș vrea când plecăm de aici? Să poți să spui, Doamne, vreau de azi înainte în singurătate să intru în prezența ta. O venit Ioan și o zis că se poate, în singurătate se poate fără telefon, se poate fără Insta, fără, nu mai zic ce, nu mai, nici nu vreau că transmitem live, da? Dacă poate nu transmiteam live, puteam să vorbim mai deschis. Dar uite-te care e relația ta cu Dumnezeu în singurătate. Și care e relația ta cu Dumnezeu când ești la biserică? Încă o dată, repet, dacă relația ta cu Dumnezeu se bazează și poți să intri în prezența lui Dumnezeu, numai când ești cu tinerii, cu frații, cu echipă, cu laudă, cu închinare, atunci tu ai o mare problemă. Ioan ne arată că în singurătate, în insula Patmos, o insulă mică, stearpă, stâncoasă, se poate să vină prezența lui Dumnezeu peste tine. Le spun și săptămâna trecută când a fost tăroința, da? Le-am zis la, la unii tineri, du-te acasă și roagă-te. Și roagă-te că Dumnezeu poate coborâ cu prezența Lui și la patul tău când ești singur. În camera de cămin, când ești singur în camera de cămin, în camera de acasă, tu nu condiționa prezența Lui Dumnezeu numai dacă îți la biserică, ci relația ta să fie o relație curată înaintea Lui Dumnezeu. Ioan este cel care e închis în insula Patmos. În vremea când a fost închis marele, sau cum să-l zic, cu act de bravură, a fost Domitian, unul dintre cei mai teribili împărați. El a vrut, cum am zis și mai înainte, a vrut să stârpească. Ioan a fost unul dintre, dintre cei mai cu inimă pentru predicare. Toți au fost, dar Ioan a avut ceva special. A avut ceva special în a transmite mesajul din partea lui Dumnezeu. Și Domitian l-a văzut pe Ioan că avea perspectivă, făcea făcea ravagii, cum au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea în fapte 16. Și o zis, stârpim totul, stârpim și îl băgăm, îl băgăm în insula Patmos, îl exilăm. Și știți ce e frumos? Că acolo unde omul zis, nu se mai poate face nimic, e închis pentru totdeauna. Nu are nici casetofon, nu are cd la el, nu are internet, nu are wifi, nu are nimic. De acolo Dumnezeu hotărăște din insula Patmos să izbucnească flacăra. Oare cum ar fi arătat? Cum ar fi arătat Biblia fără Apocalipsa? V-ați gândit vreodată? Cum s-ar fi terminat Biblia? Să nu existe carte Apocalipsa. Știți ce e interesant? E ciudat că Ioan nu scrie nimic de Domitian. M-am gândit zilele astea la Domitian. Păi dacă eram eu închis, sau tu, dacă erai închis, știi că scriai mult de Domitian. Câți pumți o dat? Cum te-au pus să faci flotări? cum te-o pus să în spate, te-o băga la ognă. Că ăsta ne place nou, domn. Ce am suferit noi? Uitați-vă că Ioan nu spune nimic. Absolut nimic nu spune despre Domitian. Tot ce scrie, scrie despre Hristos, scrie despre biserică, despre lucrurile care le arată Domn. Credeți că nu putea, n-avea ce să scrie? N-avea aceste experiențe, că ori veni șmecherii, două gorile din alea, tatuați, nu? Cum au atâția care vin, au mărturii puternice și spune numai un pic ce o făcut Domnul pentru el, după aia cum s-o bătu, cât o fumat, cât o băut, cât... tot e prostiile, nu? Și tu stai și ești vaccinat. Uitați-vă că omul care trăiește în Duh nu a fost vaccinat de șmecherii de pe insulă, de golani, de, de pușcăriași. Nu a fost vaccinat de ei. El nu și-a pierdut ținta. El, în cele mai grele situații, el a rămas în legătură cu Dumnezeu. Câte cărni n-am fi scos noi cu insula Padmos, nu? De la durere, de la toate. Câte selvio nu s-ar fi făcut, nu? Acolo, pe insulă, să arăți cum, cum se lucrează, cum să prind peștii sau ce s-a prins acolo, da? Am fi făcut din astea. Dar uitați-vă la seriozitatea cu care ia Apostolul Iubirii ia în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. El nu-și pierde, că aici diavolul ne prinde. Avem o chemare din partea lui Dumnezeu, avem dar din partea lui Dumnezeu și știi cu ce ne prinde diavolul? Ne face să ne pierdem vremea cu tot fel și fel de prostii. Cu tot fel și fel de prostii. Domne, ai voce. Domne, dacă te-o pus satana să mergi la, uh, nu știu, la make-up. Și nu te mai recunosc tinerii. Vin și... Dar tu ai voce. Tu ai dar. Dar tu vrei să impresionezi, tu vrei să ieși în evidență, tu vrei să, nu știu, înțelegeți? O să vorbim la altă biserică, când o să intrăm în, în bisericile din Apocalipsa, o să, o să, ajungem și la un punct din asta. Uitați-vă la, la, apostolul iubirii. El nu își pierde vremea cu toate prostiile, ci rămâne credincios celui ce l-a chemat. De ce cade? E singura dată când se sperie Ioan și zice, am căzut la picioarele lui ca mort. Nu mai scrie de el că a avut spaimă, de tot ce i-a arătat Dumnezeu. Nu sunt spăimântat de nimic. Noi nu ne spăimântăm de ce s-a spăimântat el și ne spăimântăm de tot ce scrie. Că o să fie, că o să se întâmple. Și Ioan, singurul, când îl vede pe Domnul Isus, nu știu, să fi căzut, o fi din cauza dorului care l-a avut după Domnul. Zice, când l-am văzut... Am căzut la picioare, eu am văzut pe cineva care nu și-o văzut pe cineva drag, nu știu, ani de zile, zeci de ani. Și când l-o văzut, de la emoția care o, care o fost în el, în revederea care o fost, o leșinat, n -o mai putut. De la emoția care o avut-o când s-o revăzut cu persoana aceea. Nu știm de ce o leșinat Ioan, dar zice când l-o văzut, după aia nu mai leșinat. Nu o leșinat nici când au văzut calul, nu știu ce culoare, nu o leșinat nici când au sunat trâmbițele, nu, o, nu, nu o leșinat nici în alte situații, O leșinat. Cea mai, cea mai puternică stare care a o avut-o Ioan, a o avut-o când l-a văzut pe Domnul. Știți ce ar vrea tineri dragi? Cea mai puternică stare și emoție, să o experimentăm în cu Dumnezeu. Amin, ziceți toți amin. Asta e cea mai importantă și cea mai valoroasă stare: să fim în prezența lui Dumnezeu și acolo să putem să, putem să experimentăm stările cele, cele mai înalte. Uitați-vă că acolo, în insula, în insula Patmos, îi vizita de, de Dumnezeu, îi vizita de Domnul Isus, îi vizita de, de Duhul Sfânt, îi vizita de Îngeri. Păi asta e cea mai înaltă vizită care o poți primi în viața aceasta. Vizita asta o a avut-o și Adam cu Eva din grădina Edenului. Știi ce-a făcut Adam? Eva, știi ce-a făcut? Da cu piciorul în vizita asta, nu ne mai interesează. Nu ne mai... Avem altceva. Cu cine? Ne vizitează altcineva. Știi cine i-a vizitat? Cine i-a distrus? El nu era singur, înțelege, în situația în care te afli, dacă viața ta e asigurată în Dumnezeu, dacă inima ta îi dată lui Dumnezeu, tu nu ești singur. Tu poți să fii singur în cămin, tu poți să fii singur în apartament, tu poți să te simți singur în viață, dar tu nu ești singur. Pentru că Dumnezeu e lângă tine, Trinitatea, Duhul Sfânt e lângă tine. Își va arăta credincioșia Dumnezeu la, la, la Ioan în insula Patmos și o zis Ioane, nu ești singur. A fost Dumnezeu prezent acolo, au fost îngerii Domnului. Or venit îngerii, da? O venit Domnul Isus, o vorbit cu el, Duhul sfânt. Era acolo și coordona, coordona toată situația. Insula Patmos e o insulă care aduce multă descurajare. Dar în toată descurajarea, știți ce ar vrea să înțelegi în seara aceasta? Că Domnul e lângă tine. Ioan a fost în insula Patmos și a fost într-o situație delicată, dar acolo are cele mai, cele mai înalte experiențe cu Dumnezeu. Vreau să-ți spun ceva. Știi că îți spun numai un lucru la care să te rogi și să te gândești. În situația ta delicată, așteaptă-te din partea lui Dumnezeu să producă ceva ce n-ai mai experimentat până acum. Să vezi puterea lui Dumnezeu cum n-ai mai văzut-o până acum. Să vezi intervenția lui Dumnezeu în descurajare, în piatră, în uscăciune, în supărare, în, în privare de libertate, de parte financiară, de parte sentimentală. Ești privat. Așteaptă-te să vezi intervenția lui Dumnezeu. În toată insula aceasta mică, Dumnezeu face ceva. Îi dă o descoperire lui Ioan, și despre ăste o să începem de luni viitoare. Seara asta e numai o introducere. De luni viitoare o să fie câte un slujitor care va prezenta câte o biserică. Domnul, primul lucru la Ioan îi arată starea bisericilor. Și vreau să țineți minte n-ar fi fost cartea Apocalipsa dacă nu era cineva de la care să pornească. Știți de la cine o pornit toată istoria bisericilor din, din, Asia Mică despre care o să vorbim? Știți de la cine o pornit? Nu ai cum să vorbești de cele șapte biserici fără să nu pronunți un nume de femeie. Știți de la cine o plecat? De la Lidia. Ați auzit de Lidia din Biblie? Pune-te, rog, fapte 16, Versetul 13, 14 și 15. Să vedeți de unde au plecat toată istoria uh, uh, celor șapte biserici din Apocalipsa. Fapte 16 cu 13. Uh, acolo spune cuvântul Domnului că ajunge Apostolul Pavel și spune așa, în ziua Sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la, o, la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpăre din cetatea Tiatira, în da? Asia Mică, zice, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ceea ce spunea Pavel. Și 15. După ce a fost botezată, ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Tot ce s-a întâmplat cu cele șapte biserici a început de la femeia asta. Pentru că a fost prima persoană care a primit cuvântul lui Dumnezeu din toată regiunea aia. Prima, prima, prima persoană la care Dumnezeu i-a intrat în inimă cu mântuirea. O femeie, Lidia. Tu poți să spui, da, eu animă noi, eu sunt pănică ieri. Eu -s... nu ești pe Dumnezeu are un plan cu tine. Știți ce îmi place cel mai mult? Când mă duc într-o familie, îi întreb cum s-o pocăit, cum s au întors la Dumnezeu. Și ei câte unul care îmi spune așa, ori mai în vârstă, ori mai tânăr, și unii dintre voi sunteți în situația asta. Știți ce spun? Eu am fost primul din tot neamul care m-am întors la Dumnezeu. Nu -a, a fost mântuit nimeni în neamul meu, în familia mea. Și zice, eu am fost primul care l-am acceptat pe Domnul în viața mea și zice Dumnezeu a început să adune la mântuire, a început să cheme la mântuire. La botezul din ianuarie au fost foarte multe persoane din cele care s-au botezat, au fost persoane care au fost primele care au intrat în apa botezului, din tot neamul lor. Avem aici o tânără, da? De la, de la Lipova, de aceea. Domnul să te binecuvinteze. În aceeași situație. Părinții din în alta societate, Dumnezeu a lucrat la inima ei. Chiar i-am zis când au când venit la, la una dintre întâlnirile de la Cateză. I-am zis, prin tine Dumnezeu va intra cu mântuire în neamul tău. Dumnezeu va lucra în timp mai lung sau mai scurt, Dumnezeu va intra cu mântuire. Vedeți ce important e să fii sensibil la Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu-l lași să treacă pe lângă tine și să spui, Doamne, oare eu ce mai am de schimbat în viața mea? Oare eu ce mai am de lucru? Îmi plac extraordinar oamenii care sunt primii, nu la ajutoare sociale, nu la uh, uh, carduri din astea de reduceri la curent sau ce carduri mai dau ăștia, ci oameni care sunt primii când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, oameni care sunt primii la, la mântuire vin oameni și spun, eu am fost primul pocăit acum am, am primit de la cineva, de la un slujitor am primit cadou monografia cultului uh, pentecostal din România și m-am uitat peste unele biserici și totdeauna citeam, vreau să văd cine-i primul pocăit în satul respectiv și dădea cu numele acolo așa parcă te ungea la inimă că din ăștia care sunt ultimii îl împinge mama sa hai, nu te botez, îl tăt împinge ca și marfarul nu vezi că nu pleacă de pe loc nu, ca marfarul ce, ce, situație? Ce ar putea Dumnezeu să, să lucreze cu tine dacă tu nu te poți urni din loc? Dacă nu-ți poți deschide, zice că Lidia și-a deschis inima, a primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când primești cuvântul lui Dumnezeu, păi primești și pe oamenii lui Dumnezeu în casa ta, îi pui la masă, nu ți e greu, că din ăștia mântuiți, care le foarte ușor. Dar ei nu mai pun mâna pe nimic după aia. Frate, eu spocăi, dar eu nu vin nici la spălat pe jos, nici la pus masa, nici la... nu nimic, nu l-a stat pe scaune. Uitați-vă că Dumnezeu începe lucrarea aceasta cu cele șapte biserici din Apocalipsa, prin Lidia. Țineți minte numele acesta. Când citiți cartea Apocalipsa, să vă aduceți aminte că tot o pornit de la o femeie. Că într-o zi, primit cuvântul lui Dumnezeu în inima, în inima ei. Despre cele șapte biserici din Apocalipsa sunt trei păreri. Una din părerile păreri sau uh, idei, că păreri cam tăți avem, dar teologii au împărțit cele șapte biserici, scrisorile celor șapte biserici, le-au împărțit în, în trei idei. Prima, uh, vin și spun așa, uh, scrisorile astea a celor șapte biserici se adresează strict pentru ei. Ioan o trimis pentru ele, o trimis scrisorile acestea, strict pentru ele, cu noi nu are de-a face. Nicio scrisoare, acestea au fost pentru ele, pentru vremea lor. O altă idee, alții vin și spun în felul următor. Cele șapte scrisorile celor șapte biserici sunt șapte perioade consecutive distincte, care merg una după alta, prin care trece biserica lui Hristos până la revenirea Domnului. Adică cât e o perioadă pentru, cât e o scrisoare pentru fiecare perioadă, pentru anumite secole. Nu v-am scos secolele să vi le arăt ca să vedeți ce grozav îs eu că vă dau de la un secol, oricum nu le țineți minte. Dar unii, asta e ideea principală. Să ții minte a doua idee. Că unii au spus așa, cele șapte corespund, scrisori corespund pentru cât o perioadă a bisericii până la revenirea Domnului o scrisoare pentru o perioadă, o altă scrisoare pentru o altă perioadă. Alții și a treia, cea mai importantă și care e la inima mea, o altă idee e în felul următor. Scrisorile acestea reprezintă o stare a bisericii, a fiecărui credincios, prin care poate trece în fiecare moment. Deci cele șapte biserici sunt șapte stări prin care putem trece fiecare dintre noi. Asta e cea mai, cea mai uh, uh, reală pentru vremea noastră. Și o să vedeți imediat, pentru că uh, din cele șapte, dacă îi spune, domne, s-au adresat numai lor. Din cele șapte biserici, numai una, o singură locație mai există, restul s-au pierdut, s-au uh, risipit. Singura biserică cu care mai e în vremea aceasta, e uh, Smirna care îi localizată la Izmir, ăsta e traducerea de la, de la Smirna, Izmirul din, din Turcia, din, din vremea de astăzi. Dar să știți, bisericile au dispărut, dar știți ce e interesant? Stările lor au rămas. Stările bisericii au rămas. Vă dau acum numai, numai punctat, Efesul a fost numit o biserică care și-a părăsit dragostea din tăi. Efesul, biserica aceea care și-a părăsit dragostea din tăi. Îi cineva aici, dar nu ridica mâna sus, care și-a părăsit dragostea din tăi. Care o a avut o dragoste când a intrat în apa botezului și acum nu mai simte nimic pentru Dumnezeu. așa e că sunt. așa e că te încearcă starea Efesului. așa că e că Efesul e, e starea ta din vremea aceasta. Când stai și zici, băi, eu am cântat. Eu nu mai simt nimic. Am și ridicat mâna sus, la cântare, dar tot n-am simțit nimic. Știi ce arată asta? Că starea ta e starea Efesului. O biserică este biserica aceea care și-a părăsit dragostea din tăi, Smirna. Este denumită biserica ce va trece prin suferință. Știți că sunt unii care trec prin suferință? Oameni care și-au, frați, surori, tineri, care și-au păstrat viața curată. Tineri care au relație cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a îngăduit prin suferință. Smirna este biserica aceea care a trecut prin suferință. Domnul nu i-a băgat nimic de vină la, la Smirna și la Filadelfia. Nu le-a băgat nimic de vină. Din, din șapte, două, nu a avut nimic de băgat de vină. Dar biserica aceasta este aceea care, care trece prin suferință. așa că sunt unii care trec prin suferință în vremea aceasta. așa e că sunt unii aceia care au anumite stări, în care plâng înaintea Domnului. Și te uiți și zici, Doamne... Dar n-am ieșit cu unul, n-am ieșit cu altul, n-am ieșit cu una, n-am fost, n-am mers, n-am făcut. Și totuși sunt în suferință. Așa e ca întrebări înaintea lui Dumnezeu. De ce trec prin suferință? De ce Dumnezeu îngăduie ca un tânăr care îl slujește pe Dumnezeu să treacă prin suferință? Îi o întrebare, îi o stare prin care poți trece. Dacă uh, Efesul a fost biserica aceea care și-a părăsit dragostea din tâi, Smirna este biserica aceea care trece prin suferință. Pergamu este numită biserica ce trebuie să se bocăiască. E cineva aici care trebuie să se bocăiască de -aia venim la casa lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne arată stările în care suntem și spunem înaintea lui Dumnezeu și eu mai am nevoie de pocăință. Și să știți, de pocăință toți avem nevoie. În fiecare zi avem nevoie de pocăință. Așa cum te uiți în oglindă și vezi că ai nevoie să-ți faci freza, așa să te gândești când te uiți în oglindă. În fiecare zi, dacă eu trebuie să am contact cu oglinda, eu trebuie să am și o stare de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Biserica aceasta Biserica din Pergam este o biserică ce trebuie să se pocăiască. Și generația tânără și generația matură duce lipsă în vremea aceasta, duce lipsă de pocăință. De aceea ar vrea peste generația tânără să lase Domnul un duc de pocăință în seara aceasta. Și să știți, dacă e ceva ce arde în inimă pentru voi, atâta vă apreciez. De aia e ușor de lucra cu tinerii. Știți de ce? Tinerii sunt sinceri. Și dacă ori păcătui, și dacă ori greșit, el vine și spune, Domne, ăsta sunt. Ăsta sunt. El nu se ascunde, știe că... Nu, tânărul vine. Știți cum ne arde inima și ne bucurăm? Ne-o întreba păstorul săptămâna trecută. O zis voi, din când în când. Mai chemați tinerii să vă rugați pentru ei. Mai vin tinerii în față. I-am zis, frate păstor, tinerii noștri vin în față. Știi de ce? Pentru că ai nevoie de pocăință. Nici nu știți, că doar nu vii pentru noi. Bine ar fi când facem câte o chemare să se oprească live Că nu ne trebuie să ne vadă nimeni. Nu avem nimic de câștigat și chiar mai, mai bine ar fi și indicat. dacă când ieși în față și ne rugăm, știi ce arăți înaintea lui Dumnezeu? Că tu ești unul care ai nevoie de pocăință, care ai nevoie să-ți să mai predai viața în mâna lui Dumnezeu, să te mai curețe Dumnezeu. Și în seara asta ar vrea ca Dumnezeu să facă curățire în sufletele noastre. Tu stai acolo, nu știu ce gândești, nu știu cu ce te confrunți, dar știu ceva, de la mine deci din față și până la ultimul, toți avem nevoie de pocăință, avem nevoie de întoarcere la Dumnezeu în anumite domenii a vieții noastre. Toți avem anumite lucruri care ne zice, Doamne, parcă n-ar vrea să le spui cu voce tare, parcă n-ar vrea eu să fiu în locul bisericii din Pergam să mă spui cu voce tare. Nu, parcă ar vrea să... și bine că nu ne spune Dumnezeu, dar dacă nu ne spune Dumnezeu lucrurile care ne apasă în suflet, Asta ar trebui să fie o stare în care să ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Și Domnul să o lasă în seara aceasta peste noi. Slăvit să fie numele Domnului. Tiatira este descrisă ca o biserică ce are o prorociță falsă în biserică. Știți că e cea mai mare luptă a bisericii pentecostale. Una, nu cea mai mare, să nu se simte cineva lezat. Dar, de fapt, prorocii fac totdeauna să simt lezați. Și eu, Domne, ai zis, ăla care e proroc al lui Dumnezeu, ăla nu scoate un cuvânt, ăla stă liniștit, ăla și vede de treabă. Așa cum pe mine, de exemplu, eu și eu am întâlnit, frate, predică unii pe bani. N-am nicio treabă să zic că cât vrea, nu o să ripostez niciodată. Că nu mă simt vinovat. Nu mă simt apăsat de lucrul ăsta. Domne, știu eu, predicator care ce domne, să or fi, eu nu zic că nu or fi. Dar nu mă pasă, nu? Dar totdeauna, să știți, în biserica, în biserica, din, din Tiatira aveau acolo o prorociță falsă. Și vă spun ceva, câtă vreme sunt proroci adevărați în poporul lui Dumnezeu, vor exista și proroci falși. Atâta vreme cât există bagnota adevărată, va exista și bagnota falsă, da? Odată ce circulă bagnota adevărată, va circula și bagnota falsă. Ăstea atât circulă împreună. Cât va fi biserica Domnului? Vor fi prorocea Domnului? Dar se vor, se vor, infiltra, vor vrea să dea tărcoare poporului lui Dumnezeu și prorocii falși. Știi ce ar vrea? Eu știu că și în generația tânără sunt tineri la care le descoperă Dumnezeu anumite lucruri. Vă spun, pe mine mă. Dar știți cum descoperă Dumnezeu? Dumnezeu descoperă lucrurile clare, ca și la predică. Dom'le, dacă nu-i clar, nici nu poți asculta. Cum o zis o bătrână că un frate? Zice, frate, ai fost foarte adânc la predică. Zice, dar de unde știi? Zice, n-am înțeles nimic. Și zice, m-am gândit că trebuie să fii foarte adânc la predică dacă, dacă n-am înțeles, înțeles nimic. Așa trebuie și mesajele care vin din partea lui Dumnezeu trebuie să fie mesaje clare. M-a cineva o dată mai. Eu ceva vreme în urmă și eu zic, am avut ceva din partea Domnului. Domne, atât am o zăpăcit de cap. Te-am văzut într-o clădire, ai mers, camere pe stânga, pe dreapta, ai urcat patru scări, au venit un platou. Eu mă uitam, băi, am crezut că sunt apocalipsa. Nu știam ce cal alb o să sară pe mine. După ai mers la etajul 2, băi, atâta, vreo 10, bun, frate, dar zici finalul, că stă pe scări. Dumă, unde trebuie, el mă băga pe... Păi să zic, și mă au zăpăcit de n-am mai înțeles nimic, nici n-am mai făcut nimic, deci te-au te lăsat într-un haos. Să știți ceva, întotdeauna prorocia trebuie să o filtrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, descoperirea. Știți, știți prin ce mai trebuie filtrată? Prin relația care o ai cu Dumnezeu. Prin relația, tu știi relația care o ai cu Dumnezeu. Păi dacă tu ești la pământ, tu ești cu telefonul murdar, tu ești cu mintea murdară și vine și te ridică, te pompează. Păi Dumnezeu îți vorbește cugetul lui tău și zice, nu, nu, asta e fals. Ăsta e fals. Dacă tu o crezi și tu ești fals ca și tu ești fals ca și ea, ca și ca și ea. Deci ăsta e unul din filtrele care trebuie să le avem când Dumnezeu ne descoperă, da? Păi dacă știi că ai o relație cu Dumnezeu, nu-ți murdărești viața, nu te, te bălăcărești în toate mizerile și îți păstrezi viața curată și vine și îți spune, te, o să fii, o să ieși cel mai praf. Filtru, da? Dai drumul, filtru, ca la hotă, să tragă, să tragă aburul. Dacă ia aburul îl scoate afară imediat dacă te aburește. Dacă zici, Doamne, dar eu nu sunt așa cum mă descrie femeia asta nu s așa cum. Vedeți, și pe unii, și la căsătorie, eu o zăpăcit, nu prorocul adevărat. Știți cine i o zăpăcit? Ăla care s-a uitat, cine îi, de-a cui îi, și o băgat în, 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 groază. Nu, nu, o mai reușit să iasă, să iasă la capăt. Știți că trăim și noi vremea aceasta? Bisericilor pierit, dar uitați-vă că stările astea din, cele, din, scrisorile acestea, astea le trăim și noi în vremea aceasta. Nu vă zic că sunt anumite biserici, au lupte grele cu oameni din ăștia care se dau adevărați, dar de fapt îți falși. Filtrul Bibliei îi condamnă, filtrul cugetului îi condamnă, Scriptura și Duhul lui Dumnezeu îi condamnă, numai ei nu se condamnă. Și vine cuvântul Domnului și arată bisericii din Tiatira și spune acolo ai o prorociță falsă. Sardesul este o biserică ce a adormit. Vi se pare cunoscut? V-am zis ieri la predică, am stat lângă unul, căsca, și eu am căscat lângă el. Pentru că se transmite somnul, oboseala. Starea bisericii în vremea aceasta e o stare de adormire, e o stare de oboseală. Toți suntem obosiți, rupți, venim și dăm vina, că predicatorul nu o predica bine, ne-o plictisit. Cântarea nu a fost cântare cum o trebuit, că am adormit. Dar știți ce baiu? Noi venim obosiți de afară. Venim obosiți de afară din lume, de la televizor, de la uh, lucrurile noastre, de la munca noastră. Și aici dăm de căldură. Și suntem obosiți și spiritual, suntem obosiți și fizic. Suntem într-o stare de adormire și spirituală, suntem într-o stare de adormire și fizică. Și dăm vina că biserica asta nu-i vie, că biserica asta nu-i nu cool. Nu? Nu zic, noi avem biserică cool. Avem biserică la, la înălțime, nu? Și încercăm să fim cât mai cool ca cumva să-i să să trezim pe tineri, să trezim biserica. Dar să știți ceva, asta e starea care se, cu care se confruntă unele biserici. Nu spun nici cele mai multe, nici cele mai puține. Asta e o stare prin care trec unele biserici. O stare de adormire. Vă spun, mă duc la, la unele evangelizări. domne, bași sute de kilometri, ajungi la ei ei vezi, îți rupți. Nu zic un amin, nu poți să le spui orice. Știi ce așteaptă? Să gat să pleci acasă. De multe ori mă gândesc pe mașină înapoi, Doamne, pe toate atâtea sute de kilometri. Stau, domne, plictisiți. Stare de amorțire. De aia vă spunem și vouă la tineret. Domne, cântă, deschideți gura. Cântă, tu nu cânți pentru grupul de laudă și închinare. Tu nu cânți pentru noi. Tu cânți pentru slava lui Dumnezeu. Păi dacă nu ești în stare de adormire, tu îți deschizi gura. Ați văzut pe vreunul dormind să cânte? Nu, numai dacă are probleme cântă în somn, nu? Dar dacă e viu, dacă e treaz, păi ăla își poate deschide gura. Păi dacă ești viu, dacă inima ta bate pentru Dumnezeu, păi tu nu stai înțepenit în biserică, tu nu stai blocat să nu-ți deschizi gura. Tu poți să-ți deschizi gura și să-L pe Dumnezeu. Sardesul era o biserică ce era adormită. Philadelphia, Știți ce biserică, cum i-a dat titlul la biserica din Philadelphia, Era o biserică răbdătoare. Admir tinerii cu răbdare. Și om doresc să mai multă răbdare. Uite și grupul de, de închid. Mai vreți și voi cineva care mai are nevoie de răbdare? Uite, așa, ceilalți au răbdare, de-aia nu ridica mâna. Nu? Filadelfia se uită, Domnul, la, la Filadelfia și spune, tu ai răbdare. Ești o biserică răbdătoare. Răbdătoare. Să poți să taci când trebuie să vorbești, nu? Să nu, să nu mai spui. Ai probleme, și eu. Domne, aș vrea să spun, aș vrea, știu, mă bag eu, dă-mi e microfonul, dă-mi e orga, dă-mi e. Știi? Dar zice Domnul, te apreciez că tu ai răbdare. Poate ne ascult și tu la internet și ai ridicat mâna cu noi că nici tu n-ai răbdare. Așa e că asta e o stare a generației tinere. Vă spun, Dana mea, soția, s-a întâlnit cu un, o, o doamnă psiatru aceea în Timișoara. Și din discuții, o, o psiatră tânără, așa, 30 de ani, și din discuțiile lor, la un moment dat, o zis, psihiatra, o zis, am un, zice, cum rezistați cu patru copii, zice la Dana. Și Dana, bine, cum să rezist? Merg înainte. Și zice, eu nu mai rezist, zice, am, pe un, am un copil, are 15 ani, ziceți, la pământ zice Dana, păi da, luați-vă un pic mai puțin de lucru, mai reduceți programul să stați mai mult cu el. Zice, eu vreau să scap de el, nu să stau cu el. Înțelegi? Că zice, nu ne înțelegem nici cum. Și zice psihiatra, trebuie să-mi caut un psiholog. Măi, când am auzit că psihiatru are nevoie de psiholog, la pământ am văzut. Cum să ai nevoie? Da, vedeți? Ați înțeles? Suntem o generație fără răbdare. Dacă o trecut de opt, E gata, dacă o trecut de nouă, e gata. Suntem oameni care ne-au părăsit răbdarea. Și Domnul se laudă cu biserica din Filadelfia și știi ce zice? Tu ai răbdare. Ar vrea Domnul să se laude și cu noi, să se laude cu tine și să se laude cu mine, pentru răbdarea care o avem. Și zic, Doamne, lasă răbdare peste noi în seara aceasta. Amin. Și ultima biserică, știi ce spune? Ultima stare a unei biserici. Și asta parcă e cea mai... mai aproape de noi. Nu știu de ce a fost lăsată ultima, dar biserica din Laodicea are un, o caracteristică interesantă și dureroasă. Era categorisită ca o biserică cei căldicică. Căldicică. Cum ești? Bine. Nici nu cânți, nici nu te rogi, vii la biserică, n-ai niciun sentiment. De ce o zis Domnul, uitându-se spre Izrael. Spune cuvântul Domnului că s-a uitat Domnul în Matei 18 cu 8 și a zis așa, oare când va veni Fiul omului, va mai găsi el credință? De ce? Pentru că vedea starea bisericii din Laodicea, vedea starea noastră când ne apropiem de revenirea Domnului. Starea Laodicei e și starea noastră, căldicei. Dacă te cheamă, mergi, nu te cheamă nici nu te duci. N-ai nicio idee, n-ai nicio forță, căldicel. Știi ce e cea mai grea, groaznică stare? Eu asta mă rog Domnului totdeauna. Doamne, nu mă lăsa niciodată să fiu în starea de căldicel. Tânăr drag, tânără dragă, cea mai groaznică stare. Poți să ai bani, poți să ai dar, poți să ai frumusețe și să fii căldicel în relația cu Dumnezeu. Știi ce o zis? și o să se vorbească? la biserica din Laodicea, știi ce a zis Domnul despre starea aceasta? O să te vărs din gură. Știi ce înseamnă să verși? O zis Domnul, o să te vomi, te scot afară, nu te mai țin, nu mai vreau să am legătură cu tine. Starea asta e o stare de căldicel. Și în biserică, de ce trebuie să facem atâtea apeluri? Domne, vrei să te implici? Hai, implică-te, hai, nu că ne trebuie. Pentru toată lucrarea te implici, nu pentru noi, pentru Sami, nu pentru mine, pentru unul din noi. Noi de ce vrem să implicăm în lucrare cât mai mulți? Știi ce aș vrea? Să fie sala cât mai goală și aici cât mai mulți. Aici cât mai mulți să fim. Dar e sala plină și trebuie să tragem. De ce? Suntem într-o stare de căldicel. Domne, nu starea aia de 18 grade în casă. Nu-i nici frig să îngheți, dar nu-i nici cal să stai în tricou. Știi? Aia e starea stare de 18 grade. Te-au zis, domnul, mie nu-mi place starea asta. Domnul nu are că-ți mai iei o haină pe tine și o să, o să, te încălzești. Domnul a zis, te vreau ori rece, ori în Nu te vreau în două stări. Ăstea stările care, care, trăim în vremea aceasta. Exact ce spune cuvântul Domnului în Matei 25 cu cele 10 fecioare. Tătii ori fost treze, tăt ori a dormit. Cum e? Și la noi ca la voi, și la voi ca la noi, și trăim stările astea. Dar știți ce-mi doresc cu studiul ăsta? Și dacă începem să vorbim despre bisericile din Apocalipsa, să ne ajute Dumnezeu să fim persoane care să iubim cartea Apocalipsa, pentru că e plină de promisiuni, să ardem pentru Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu, să fim exact ca Ioan în insula Patmos, să nu mai privim lucrurile viitoare cu teamă, ci să privim lucrurile viitoare încredințați în mâna lui Dumnezeu. N-ai vrea să iei cartea Apocalipsa în, în felul acesta? Să spui, Doamne, eu din seara asta vreau să fiu în tabăra câștigătoare. Eu vreau să mă pun lângă Ioan, lângă apostolul iubirii. Vreau prin credință să pun și eu capul pe pieptul tău. Vreau să am o relație cu tine. Nu să tot citesc de frică. Nu să tot citesc că mi teamă. Ce scrie acolo că se va întâmpla rău. Nu-i pentru tine care ai viața asigurată în Dumnezeu. Dumnezeu spune cum se va răzbuna pe pământ. Dar pentru tine Dumnezeu are binecuvântare. Pentru că o zici, Ioan zice, am văzut cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Ăstea-s promisiuni din partea lui Dumnezeu. Ăstea-s promisiunile lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, pentru sufletul tău. Vreau să închei și vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să pleci și dacă ai uitat tot ce am zis și nu te mai uiți pe YouTube să, să reiei lucrurile care le-am spus în seara asta. Aș vrea măcar cu lucrul acesta să rămâi în inima ta. În ciuda lucrurilor de descuraja, descurajante ce se spun despre Apocalipsa, vreau să ți minte. Cartea Apocalipsa are un mesaj de nădejde, nu un mesaj de frică. Această carte, Cartea Apocalipsa, are un mesaj de nădejde. Spune așa, versetul 17, când l-am văzut mi-a fost frică. Am căzut la picioarele lui ca mort și el a zis, nu te teme, pentru că eu am fost frică. Eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă Și care e cea mai mare frica noastră a lumii, a oricărui om știi care e cea mai mare frică Tana, tanafobia, da? frica de, de moarte dar știi că în cartea asta spune Biblia că Domnul a biruit moartea de foarte multe ori și la început și la sfârșit Domnul Iisus spune eu țin cheile adică înțelegeți, moartea ne ia și ne bagă în dulap la Dumnezeu înțelegeți? plastic ne ia pe noi și nu ne poate ține. Pentru că ne pune în dulapul lui. Și Domnul are cheile, El închide dulapul. Noi nu suntem în mâna morții. Dacă ți-e frică de moarte, dacă ți frică de viitor, apropie-te de Dumnezeu în seara asta. Și vreau să pleci cu gândul acesta, Cartea Apocalipsa are un mesaj de nădejde. 2. Cartea Apocalipsa este o carte plină de promisiuni ale Domnului Isus Hristos. E plină de promisiuni. A înviat așa cum a promis. Ne-a promis că va învia, a înviat și ne-a spus că ne va învia și pe noi. Versetul 18 spune așa, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. E o carte plină de promisiuni. O promis că va învia și a înviat și este viu. Slăvit să-i fie numele Lui. O promis că se va întoarce. Apocalipsa 22 cu 12. Știți ce spune? E un cuvânt extraordinar aici în, 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 capitolul 22, cu versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. E o promisiune că Domnul se va întoarce. De aceea, câtă vreme stăm în promisiunea aceasta, fii credincios lui Dumnezeu, acolo unde te-a așezat El. Fii credincios lui Dumnezeu. Începe să citești cartea aceasta ca să descoperi promisiunile lui Dumnezeu, că se va întoarce, că va domni peste întreaga lume, Apocalipsa 19 cu 16. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că s-a uitat Ioan la Domnul și a văzut că scria pe coapsă și pe haină, scria împăratul împăraților și domnul domnilor. Înseamnă că El are cea mai mare putere din universul acesta. Ne-a promis că va reveni ca împărat, ca domn. Și ne au scris și eu cred cu toată inima că vom împărăți împreună cu El și Domnul să ne facă parte de lucrul acesta. E plină de promisiuni pentru că El va judeca pe cei necredincioși. Pentru că spune Apocalipsa 6 cu 9, cu 10 și cu 11, spune că Ioan se uită și vede martirii sub altar. Când a rupt mielul pe cetea a 5 am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Știți pe cine vede Ioan acolo? Îl vede pe Iacov, care a murit ca martir, da? Îl vede pe Petru, își vede colegii de slujbă, îi vede pe toți acolo. Și zice, ei strigau cu glas tare și ziceau, până când stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până când se vor împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Vine o vreme când Dumnezeu va judeca, strigau sfinții de sub altar până când și-o mai aveți răbdare, că vine ziua când va pedepsi pământul. Când Dumnezeu va pedepsi pământul, tu vei fi asigurat în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu pe tine nu te va, nu te va pedepsi pentru că tu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu. Asta vreau să ne fie clar în minte. Nu mai privi cu teamă viitorul. Privește viitorul din mâna lui Dumnezeu. Din perspectiva stării, stării de fapt în, în mâna lui Dumnezeu. De pe scaun cu Ioan. Ioan nu se temea pentru că viitorul lui era în mâna lui Dumnezeu. Și mai e o promisiune. O promis Domnul că va fi întotdeauna cu cei credincioși. O zis Ioan, zice, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. O văzut cortul lui Dumnezeu, zice, el va domni împreună cu ei. Va fi totdeauna cu ei, va fi păstorul lor. Noi așteptăm mai mult decât viața aceasta. Tu poate aștepți un job bun, poate aștepți ceva bun din lumea aceasta. Știi ce ar vrea generația tânără să dorească cerul lui Dumnezeu? Tu și cu mine să dorim împărăția lui Dumnezeu. Să nu ne mai fie frică de viitor, pentru că Dumnezeu îi stăpân și peste viitor. Dumnezeu îi stăpân peste prezentul vieții tale, dar stăpân și peste viitorul vieții tale. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Ar vrea să nu-ți mai fie frică nici de moarte, pentru că moartea a fost biruită. Ar vrea să pleci din locul acesta, cu gândul acesta, că te așteaptă o mare întâlnire cu Dumnezeu și o mare răsplătire din partea lui Dumnezeu. Nu știu cum pleci în seara asta, cum ai ascultat mesajul, nu știu cum o să vii lunea viitoare. Dar dacă am început cu lucrul acesta, tot cu acesta vreau să închei. Ți-i frică să citești cartea Apocalipsa, pentru că ești dintr-o tabără pierzătoare. N-ai vrea în seara asta să intri în tabăra câștigătoare? n vrea să intri lângă cel ce obirui moartea? Obirui lumea aceasta și o zis Domnul după înviere, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Îndrăzniți că ce eu am biruit? Cu cine îți place să te asociezi? Cu ei slabi? Cu ăia care, care uh, nu mă uh, vorbesc și n-au putere? N-ai vrea în seara asta sufletul tău să-l pui în mâna lui Dumnezeu? Să spui, Doamne, nu mai vreau să-mi fie frică nici de cartea Apocalipsă, să citesc, ci vreau să mă îndrăgostesc de cartea aceasta, pentru că e cartea care produce bucurie, care produce fericire. Haideți să cântăm dintr-o cântare. Le-am zis tinerilor să pregătească o cântare. Și vreau să vă spun ceva. Dacă e cineva, nu vreau să te forțez, nu vreau să crezi că îți spun la sentiment să te fac să vii în față. Dar dacă e cineva în seara asta, în locul acesta, care are teamă de viitor. Poate ai o teamă în viața ta, în sufletul tău. În timpul cântării, vino să ne rugăm împreună. Nu o să te forțezi, nu o să strig de o sută de ori, dacă mai e cineva să vină în față. Dar dacă simți în seara asta că vrei să fii de partea lui Dumnezeu, cel care alungă teama, cel care aduce pace, cel care aduce siguranță, în timpul cântării, vino aici în față și o să ne rugăm împreună ca Domnul să se atingă de sufletul tău. Poate ai temeri, în fiecare zi te lupți cu teamă, cu anxietatea, cu deznădejdea, cu descurajarea. Poate ești într-un patmos plin de piatră și nu mai știi cum să ieși, nu mai știi ce să faci, ești înconjurat de oameni răi. Îți spun în seara asta, Domnul e lângă tine. Domnul îți poate aduce pace sufletului tău, poate aduce liniște inimii tale. Haideți să cântăm și avea în timpul cântării, dacă e cineva... Vino în față să ne rugăm, dacă nu o să ne rugăm așa cum stăm, dar simt că e cineva pentru care trebuie să ne rugăm în seara aceasta. Nu te forțezi, tu-ți cunoști stările, tu-ți cunoști sentimentele, tu-ți cunoști dacă ești într-una din astea cele șapte biserici, stările astea, dacă ești în seara asta căldicel, dacă ești o, o persoană care a dormit în relația cu Dumnezeu, dacă ești o persoană care n-ai răbdare, care treci prin diferite stări, vin în față să ne rugăm și Domnul să dea biruință. Haideți să cântăm împreună!